Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am găsit la un nou episod de Captive Minecraft. Iar înainte să începem, vreau să reamintesc foarte rapid să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă susțineți era și vreți episoade în continuare. Haideți să strângem din nou 1500 sau 2000 de like-uri pentru această serie mirobolantă. Momentan, după cum bine vedeți, nu prea suntem captivi, dar vreau să vă demonstrez, să fac o mică demonstrație aici foarte rapid. Cum funcționează acest achievement cu Sniper Duel? În primul rând, puteți vedeți că am făcut achievement-urile, deci pot să îl iau dacă e să-l fac. Pentru că mulți au spus că ce, bă, ai încercat pe creative, dar tu nu aveai achievement-urile făcute. Ba, dar le avem făcute. Și acum, o să luăm subiectul de test. Primul, numărul 1. Deci, trebuie să mă rămân scheletul, da? În primul rând, trebuie să facem Time Set Night și să dăm volumul foarte încet. O să luăm rămân și să spawnăm din nou unul. O să facem F3B. Ca să avem acel hitbox pe el. Puteți vedem că suntem la nivelul 4. Vedeți aici pe X, Y, Z. Nu știu dacă se vede cursorul, dar scrie 4. Da, deci 50 de blocuri în sus. Asta ar veni, după matematica mea de baltă, 54 de blocuri. Suntem la 54 de blocuri înălțime. Acum, vedem scheletele jos acolo de tot. Nu prea reușim noi să-l vedem. Hai să mă dacă n-am murit. Ok. Uneori am impresia că e o săgeată la cât de mic e. Foarte bine. Acum, tot ce trebuie să facem, game mode 0, luăm arcul și încercăm să îl omorâm. Nu știu cât de bine o să reușim noi să îl omorâm acum. Adică este foarte greu de aici. Haideți să vedem dacă reușim. Cred că am murit. Am murit și n-am luat achievement-ul. Da, am murit. Bun, deci vedeți că de sus în jos nu merge. Haideți să încercăm din față. O să facem așa, o să facem fix așa. Pac. Stai un pic. Asta nu mai era necesar. Perfect. Haideți să punem scheletele. Deci pun blocul ăla de apă ca să nu plece de acolo. Și haideți să încercăm din nou, numai că o să vină, haideți să facem felul următor, o să vină chișețe ăștia pe mine. Cred că pot să fac ăsta și din game mode, nu sunt foarte sigur, dar na. Ce naiba n-au dispărut aia? Totul să dispară, normal, spawnăm din nou în schelete, wow, cât de repede se spawnează ăștia la loc, ești nebun. Hai să îl omorăm din game mode, să vedem dacă facem achievement-ul, pentru că s-ar putea să îl facem. Deci tragem fix în față. Aici e mai ușor să vezi când moare și când nu, pentru că nu mai sare. Îl vedeți cum sare, nu? Ne vom chinui ceva până îl omorăm. Pentru că trebuie să-i dăm și mai multe lovituri. Deci, nu trebuie să-i dai ultima lovitură, asta e de... Adică poate să aibă și viața full și de tu 20 de săgeți în cap. Bum, l-am făcut și în game mode. Vedeți că merge Sniper Duel, acum n-am mai numărat, puteți face calculul. Am urmărit de aici unde este 1028 și 1028 minus 50 de blocuri. Dă mai exact fix locul acesta, 978. Deci, vedeți că nu merge de sus în jos, trebuie din lateral. Acum că am făcut acest lucru, că v-am demonstrat și șmecheria aceasta, haideți să ne drumul la episod. La episod. Bă, ce avem de luat după aici? Nici nu știu. Nu mai țin minte ce am făcut data trecută. Haideți să vedem foarte rapid. Am venit cu mâncare, mi-am ordonat inventarul. Foarte bine. Haideți să dăm disable la asta cu F3B. Din nou, perfect. Ce avem aici? Am golit. Cred că am dus totul sus, dacă nu mă înșel, nu? Cred că da. Cu ce ar trebui să începem? Știu că avem foarte multe chestii de făcut. Portalul, bine spus. Acum, hai să facem portalul. Să-l facem aici jos, portalul. Sau să-l facem sus. Hai să-l facem sus. Deci, nu știu. Slash kill ca să urcăm foarte rapid sus. Să ocupăm noi mai mult spațiu cu portalul. Aici ce spațiu să ocupăm. Acum, cineva zicea că e de 3 blocuri. Asta, eu o să încerc cu 2, să văd dacă merge. Pentru că, oh my god, zic că n-am destul obsidian, nu? Sau? Pac, pac, pac.
Trebuia pe partea de sus. Fuck my life. Acum, tot ce mai avem de făcut este să facem un flint and steel. Și da, eu tot trecută chiar am observat. Mi-am propădit doi fier pentru că am făcut niște foarfece ca să transformăm dintr-o vacă de asta într-una normală și să luăm lapte de la ea. Eu chiar am uitat că aveam vaci normale lângă. Dar na, greșeala mea. Greșeala mea. Avem câteva chestii de discutat în acest episod și în primul rând trebuie să facem acel flint and steel și vreau să vă spun din nou, nu știu câți dintre voi v-ați uitat la episodul de ieri de Cowboys and Indians, dar dacă vreți să abonați, să petreceți ceva timp și cu cu abonații mei și o să fiu și eu pe acolo, mănâncă nasul și nu știu de ce, am făcut o comunitate, să spunem, o cameră de plug.dj. Ce este aceasta? Practic intri undeva unde ești DJ, pui muzică, toată lumea ascultă muzică, chat, vorbești, chestii, trestii. Sunt și eu pe acolo, dar nu mereu, dar sunt și eu prezent și am văzut că stă un număr decent de oameni online pe acolo, 200 și ceva de oameni, chiar 400. Hai să mândăr și vorbim după aia. Oh my fucking god, suffocated in a wall. Bă, chiar a fost foarte bun asta. O sincronizare perfectă, pentru că voiam să ajung aici ca să iau chestia asta din chest. Încă o chestie la care voiam să ajung, mi-ați spus în comentarii să iau, mi-ați reamintit în comentarii să iau asta din chest și mi-a zis și cineva că este un sapling. Să ne pasă acum. Oh my god. The moves. Unde ne-am bucata de, e aici bucata de dirt. Stai, n-aveam un oak de la, nu. E ok. Deci dacă avem lemn, o să ne folosim de ăla. Bun. Hai înapoi. Da, și ziceam de chestia cu plug DJ. Dacă vreți voi să intrați, punem muzică, prostit. Și poți să pui orice fel de video, chiar și manele sau chiar și episodul meu de survival game sau orice altceva, așa. Și asta face cam troll, pentru că e multă lume pe acolo. M-am spus, mai sunt și eu. V-am lăsat un link în descriere, trebuie să vă faceți un cont. Ce? Stai, ce? Oh my god, 10 frame-uri. Stai un pic, eu nu înțeleg. Aici de ce nu sunt? Nu pot să aici. Cred că aici e o barieră. Și nu o văd. Pentru că ar fi ciudat să nu fie. Da, dar n-are cum, bariera ar trebui să fie mai mare. E normal asta? Că nu te lasă Nether? Să înțeleg că mapa nu e făcută pentru Nether? Pentru că pur și simplu nu mă lasă să trec, deci mă blochează. Da, și chestia cu plug DJ, deci e tot zic eu în video-uri de ea. Nu mă aștept pe mine cu nimic, nu fac eu niciun ban de pe urma voastră dacă intrați acolo sau ceva. Doar așa la troll, că na, e un fel de a vorbi între noi, o comunitate. Ca un mic forum îl poți numi. Bă, chiar nu pot să trec de aici. Probabil îmi trebuie ceva soul sand? Nici nu știu. Hai din ce achievement-uri aveam. Am făcut unul că am intrat în Nether. Da, foarte bine. We need to go deeper. Oh my god. Cred că mi s-a buguit mapa. Hai să facem un felul următor. Hai să spargem portalul. Că altfel nu-mi dau seama cum aș putea să rezolv asta. Normal n-ar fi, ar trebui să-ți apară prostiile astea. Da, și aveți link-ul în descrierea de plug DJ. Trebuie doar să intrați, vă faceți voi un cont și găsiți deja lumea. Sigur când o să intrați cineva acolo. Să dăm din nou foc la chestia asta. O să dați voi de cineva pe acolo. Păi frate, de ce mă teleportează iar aici? Și de ce nu pot să trec? Și ar trebui să fie o barieră în jur. Pentru că n-am cum să fac. Cum ne omori un guest? Kill a guest with a fireball. Relieve a blaze of its rod. Pana mea, cum fac eu achievement-urile astea? Că pe mine mă buguiește. Da. Nu cred că m-am teleportat cum trebuia. Oare trebuia să fac eu portalul în altă parte? Nu știu, lăsați-mi în comentarii și facem în episodul viitor, pentru că nu e prea mare tam-tam.
Probabil trebuie să mut portalul ca să creeze alt portal. Înțelegeți? Pentru că pe coordonatele acestea s-a creat deja portalul acolo. Probabil dacă îl mut o să se creeze altul și o să mă teleporteze în altă parte unde probabil nu e buguit, zic și eu. Oricum, lăsați-mi în comentarii dacă e ideea asta bună și vedem cum facem. Da, chestia cu Plug DJ care v-am spus-o, cu ceva muzicuț acolo pe fundal, intrăm, facem troll prostii de genul ăsta, faceți un cont, intrați și... intrați și vedem, ne întâlnim pe acolo pentru că sunt destul de activ. Acum, ce am eu aici este o chestie cu niște... Ăstea cu coloratul, că m-am nebunit toată asta cu coloratul. Acum, asta eu am făcut-o pentru cei care sunteți noi pe serie. Eu am făcut achievement-ul ăsta, numai că am luat clay-ul să profit de el. Din dacă mie mi-ar trebui bluestained clay-ul, l-aș putea lua, pentru că deja am făcut monumentul. M-a întrebat cineva de ce nu-mi bag un mod cu aranjatul inventarului. Crede-mă, chiar aș vrea modul ăla, dar nu pot pentru că jucăm pe snapshot. Acum, hai să vedem, deci... Cineva era domnul supărat, zicea el că ia mă asta și șterge din inventar, dar nu, ce profiți tu, dar nu știu ce, domne, că nu știu cum. Bine, domne, așa facem. Știți că am pus florile, ni le-am dat înapoi și dacă ni le-am dat înapoi, trebuie, domne, băiatule, păi trebuie să șterge asta. Și dacă înțelegeți voi ce vreau să spun, că eu cu florile le-am făcut asta și apoi mi-am dat iar florile, deci trebuie să șterg asta. Na, se supără om. Acum, ce vreau să spun? Chestia cu Plug DJ foarte rapid. Voiam să zic ceva, dar am uitat. Că intri acolo și toată chestia cu DJ-ul, ca să fac așa un mic tutorial, ca să poți să pui muzica ta, pentru că sunteți foarte mulți care m-au întrebat și nu știți, ca să pui muzica ta trebuie să fii DJ. Poți să pui o singură melodie. Și melodia aia trebuie să ți-o bagi în playlist. Puteți să căutați voi un tutorial pe YouTube. Acum, după ce ai o melodie în playlist, poți să intri să fii DJ. Dar numai coada e foarte lungă, pentru că sunt multe persoane, câteva sute. Și e cam greu să intri la coadă. Dacă ai intrat, trebuie să-ți aștepți rândul. Fiecare cu câte o melodie. Când vine rândul tău, bagi o melodie și așa mai departe. Dacă sunteți interesați, vă faceți cont și ne întâlnim acolo. Acum, hai să vedem. Deci, avem florile astea două. Stați rapid să vă arăt. Avem florile astea... Holy fuck, ce m-a spus. What the fuck, ce cauți mai aici, nebunule? Bă, stai, nu fugi. Crezi că fuge așa? Avem florile astea două. Ce facem noi cu ele, întrebarea? În primul rând, o să le folosim să ne facem... Oh my god. Pac, uite așa. Să ne facem ceva culoare. Ok. Bău. Și acum... Ne trebuie în felul următor. Ne trebuie bone meal, pentru că trebuie să combinăm nu știu care cu bone meal și iese roz. Cred că roșu cu ăsta și... Oh, perfect. Și asta, ce ne facem cu asta galbenă? Că nici nu știu. Parcă fost în ceva comentarii, da? Ok, asta galbenă nu merge combinată. O lăsăm deoparte momentan. Deci, avem asta cu pink. Păi și ce fac eu aici? Stai puțin. Da, eu fac așa. Oh, am înțeles. Pink, stained clay. Una atât. Bun, doar una. Cealaltă o să o folosim pentru magenta. Magenta acum se face cu pink și cu mov. Iar movul se face... asta era un problemă. Ne mai trebuie o culoare roșie ca să facem magenta. Pentru că magenta se face cu roz, care avem roz, și mov. Iar movul se face cu roșu și n-avem roșu. Foarte proastă, că n-avem roșu. Acum, vreau să vă spun din nou încă o chestie, că noi nu o să putem să facem toate achievement-urile și chiar nu e nevoie să facem toate achievement-urile. Hai să vă spun și de ce. Magenta, pink. De ce nu trebuie să facem toate achievement-urile? Din păcate, mapa asta... Hai să ne ducem sus să vedem ce ne-a deblocat. Din păcate, mapa asta... Nu te pune să completezi toate... Oh, un porculeț. Oh, doi porci. Haideți în gaură aici. Hai că ăsta știe deja unde e locul. Hai și tu. Ne trebuie porcul ca să zburăm cu el după... Bă, stai mă nebunule, stai... Ui, ștal naiba. E. Oh, nu. Hai în... Aoleu.
Bun și acolo, lasă-l acolo, oricum ne trebuie doar un porc. Ne trebuie un singur porc ca să-i punem așa și să zburăm cu el după un munte, ceva, habar n-am. Ok, deci am deblocat porcul ușor, hai să vedem ce monumente mai avem de făcut. Și da, vreau să spun că mapa aceasta nu este făcută, gen, să faci toate achievement-urile și după ce ai făcut toate achievement-urile, să te lase să ajungi nu știu unde și să zică bravo, ai completat mapa. Nu, nu funcționează așa. Pur și simplu mapa asta te face să completeze achievement-urile. Acum, după ce le-ai completat, n-ai nicio surpriză. Corectați-mă dacă sunt greși, dacă greșesc, dar eu așa zic. Pentru că, uitați, avem achievement-ul ăsta să dau diamantul unui alt player. Nu ne trebuie să-l facem. Pentru că dacă o să ne mărim asta, nu o să ne ajute foarte tare. Nu e nevoie să facem toate achievement-urile. Pentru că, uitați la ce mă refer. Dacă era să ne pună o ușă undeva. Știi, frate, uite. Acolo în munte e o ușă și trebuie să ajungi la ea. Și ca să ajungi la ușa aia, trebuie să completezi toate achievement-urile. Da, așa mai ziceam. Dar nu există așa ceva. Deci nu se putem să facem toate achievement-urile. Și mai e un achievement în care zice, frate, să te duci în toate biomurile. N-ai cum să faci așa ceva. Pentru că ești într-un bucat de pământ. N-ai cum să te duci în toate biomurile. Acum, nu știu, cum te duci în toate biomurile? Trebuie să calci pe fiecare bloc în parte? Na, nu știu. Nu știu cum se face. Dar clar e imposibil să-l faci. Ce ne vei acolo? Ce e aia albă de acolo? De ce mi se pare mie ceva dubios? Taș? E cumva quartz sau mi se pare mie? Da, deci nu se putem să facem toate achievement-urile, asta e partea proastă. Și ce fac eu cu quartz? Gravel. Da. Un schelete, mamă, dacă l-aș nimeri. Frate, dacă limeream pe ăla. Dacă limeream și făceam achievement, eram cel mai tare. Ai de capul meu. Oricum, mă uitam aici așa niște copaci. Mi-am pus nimic foarte foarte special ăsta pe aici. Ah, văd ceva acolo. Nu. Da, deci asta e chestia cu achievement-urile. O să facem câte putem, după care încheiem seria și vreau să facem și cealaltă mapă, că a apărut o mapă nouă. O mapă nouă. Momentan avem o problemă cu Nether-ul. După cum bine ați văzut. Mai avem una ăla acolo. Avem o problemă cu Nether-ul, după cum bine ați văzut, pentru că... Na, nu merge, dar cred că trebuie să mutăm portalul și totul să fie ok. Dar până atunci... Până atunci... vedem, facem altceva. Stai așa că mai avem ceva de făcut. A, trebuie să ne ducem până jos și mi-a sugerat cineva să folosim aici. Dar nu știu dacă e chiar așa mare nevoie. Să folosim aici o găleată de lavă. Hai să mergem până jos. Luăm o găleată cu lavă și o punem acolo. O să vedeți imediat la ce mă refer. Oh, putem să distrugem și noi prostia asta în sfârșit. S-a mărit iar. Zidul acela. Perfect. Dar nu cred că o să intre vreun mob. Da, mă rog. Oricum, haideți să mergem jos. Jos de tot. De tot, tot, tot. Și bă, voi mi... A, da, uite aici. Da. Au luat aici un spawner. Bun. Nu știu cum o să completăm noi achievement-ul ăla. Adică, oare avem să batem dragonul sau ceva de genul ăsta? Cum ne facem noi rost de ochii aia? Nu știu, vedem câte achievement-uri putem să facem. Pentru că nu o să le putem face pe toate. Fac. Mă, dar de ce nu mă pun eu gen să sar direct în apă? Perfect. În primul rând, trebuie să luăm o găleată cu lavă. Păgamești, pici. Aoleu. Bă, presupun că și asta e bună de ceva, nu? Oricum, nu cred că ne trebuia nouă la ceva foarte bun, dar... Oricum. E pe aici, pe undeva. Hai să mâncăm să ni se regenereze și viața.
E pe aici, pe undeva, niște nisip, cred că la asta se referea, unde zice că e un cactus în el. Bă, mă, că mor dacă mai continuă așa. Deci nu e ăsta. Stai așa, unde e partea aia cu nisipul? Văd nisipul în spate, dar nu cred că putem să-l spargem. O fi acolo sus? Mi-a zis cineva că trebuie să spargem nisipul, că se află un cactus. Nu aia știu la ce se referă omul. Oh! Oh, hello! Acolo e cactusul, a? Dar nu avem cum să ajungem la ele, mai trebuie, cred că, două shipment-uri. Până atunci, hai să mai luăm ceva obsidian, pentru că ne trebuie pentru enchantment table. Să mai mâncăm ceva. Da, ne mai trebuie pentru enchantment table. După care trebuie să mai luăm ceva aur, pentru că ne trebuie pentru monumentul ăla, să vedem ce ne dă. Da. Și o să încercăm să ne, da, să facem cât mai multe achievement-uri, cât mai mult progres, după care, v-am spus, facem facem cealaltă hartă, să vedem cum e și aia. Poate la aia chiar trebuie să faci toate achievement-urile sau ceva de genul acesta. Oricum, vedem. Vedem, noi ne descurcăm. Ce vreau mai să spun, că da. V-am spus chestia cu Plug DJ, deci dacă vreți să intrați, am lăsat un link în descriere. Fel de comunitatea subscriberilor, mai vorbim și noi pe acolo, chestii trestii. Și vreau să spun că pentru cei care se uită la animeuri, că am uitat și eu astăzi, am terminat Attack on Titan. Fuck my life. Fuck me life. Da, am terminat Attack of Titan cu vreo 24 de episoade, foarte tare animeul, deci chiar chiar tare, îl recomand tuturor celor care se uită la animeuri. Dar probabil dacă te uiți la anime-uri deja l-ai văzut. Oricum, chiar îl recomand, e foarte frumos. Și trebuie să mă uit să văd ce anime, la ce anime să mai uit. Nu știu, chiar îmi plac anime-urile. Chiar dacă sunt niște... Ah, stai că am luat... Deci ne trebuia 4 obsidian pentru enchantment table. Cred că mai trebuie un diamant totuși. Și am zis că mergem noi mai jos să vedem ce se află. Hai să mergem. Opa, asta ce... Mare teroare cu apa asta. Dacă murim, asta e. Nu pierdem itemele. Da, și trebuie să mai găsesc un... Mă, ce m-am speriat. Trebuie să mai găsesc un alt anime la care să mă uit. Pentru că am terminat pe acesta. Mă uit la Tokyo no Ghoul, la Kamega Kill, Naruto, Fairy Tail. Cred că la majoritatea animelor tari. Ok, am luat și diamond. Oh, hello there. Hello little creeper. Mai mult diamond. Ne dă cam mult diamond, probabil chiar ne trebuie nouă pentru ceva diamantul ăsta, nu știu. El crede că ne batem cu dragonul sau ce. M-a certat cineva că de ce mi-am făcut eu târnăcop de diamond, așa îmi spunea. Puteam să fac mai multe achievement-uri cu... Să nu fi făcut târnăcopul de diamond, da? Acum, poți să iei obsidian fără târnăcop de diamond? Eu cred că nu. Sincer, eu cred că nu. Oh, am ajuns la bedrock. How nice of you, little boy. Să luăm tot diamondul. Perfect. Băi... Avem 9 diamond, putem să ne luăm și enchantment table-ul. A, da, ne-a dat atât de mult diamond pentru că ne trebuie... Oh, yes. Ne trebuie pentru... Vreau să mă uit dacă e ceva aici prin nisipul ăsta. Ne trebuie pentru ăla, cum se numește... Oh, mai mult diamond, asta e locul ăsta, trebuie ținut minte. O să punem o torță. Ne trebuie mai mult diamond. Pentru achievement-ul acela, știți voi, că trebuie să... Așa, trebuie să... Zi să-i zic. Să strângem 3 blocuri de diamant. Da. Hai să mai minerim și pe aici. Să vedem, bă, 19 minute deja am trecut, deja avem episodul 20 de minute.
Hai să ne săpăm aici să minerim și vedem și în episodul viitor. Ok. Da, și eu să găsesc un anime de Stashmaker să mai uit. Pentru că omoară timpul. Când te plictisești, pac, te uiți. Imediat trece timpul. Hai să vedem. Ok. Cred că o să ajungem. De ce ne-am făcut asta? Cred că o să ajungem la Bedrock. Totuși găsesc aur, ceea ce e destul de drăguț. Oh. Hello there. Hai să ne plimbăm așa, vedem dacă dăm de ceva. Și am găsit... Am fost adineauri aici? Da. Da, chiar am fost. Bun, păi zic să închem aici episodul, vedem data viitoare pe unde ne mai ducem pentru mai mult diamant. Oh, ce m-am speriat, am crezut că e un silverfish. Și cred că nu o să facă enchantment table-ul ca să strâng mai mult diamant și să facă alea cu blocurile, sau nici nu știu. Vedem, oricum. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare.